Dragii mei berbeci, bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. Mă bucur să ne revedem și în această seară. O să discutăm puțin tel despre ceea ce urmează să se întâmple în luna mai. O să vorbim despre toate planurile. Dacă unul dintre planuri se evidențiază, voi insista cu clarificări, cu amănunte, astfel încât să aveți un tablou cât mai corect de informații. Energia generală, avem și niște mesaje călăuzitoare pentru luna mai. Evident că o să discutăm și despre planul iubirii, căci iubirea face parte din viața fiecăruia dintre noi, dar și iubirea trece prin stomac. Și atunci o să discutăm și despre planul financiar. O să încep această etalare cu o carte călăuzitoare pentru voi și am să folosesc pachetul de cărți de tarot Răspunsul Îngerilor. Așa că dacă doriți să vă gândiți eventual și la o situație cu care vă confruntați, vă invit să o faceți pentru că cu siguranță veți afla, zic eu, răspunsuri interesante. Pentru zodia Berbec, haideți să vedem ce răspuns primiți din partea minunaților ghizi spiritual. Și o să începem așa. Dacă vă gândiți la un compromis, ideal ar fi să nu prea îl faceți. De ce? Pentru că aceste două mesaje vorbesc despre faptul că este imperios necesar să alegeți o altă cale. În situația particulară la care voi v-ați gândit și indiferent despre ce planuri vorbim. Deși, cumva, intenția foarte multor berbeci este de a face un compromis, de a înțelege mai mult, de a lăsa de la voi, cred că în foarte multe situații este cazul să mergeți mai departe pe drumul vostru. Poate să fie un mesaj călăuzitor, poate să fie un îndemn din partea Universului că vă așteaptă dincolo de ceea ce înfruntați voi în această perioadă, vă așteaptă o etapă cu totul și cu totul nouă, mult mai bună pentru voi și acest lucru în ceea ce privește toate domeniile, inclusiv din punct de vedere al planului afectiv relațional. Aici văd și o pereche care alege o altă cale. Și aici dacă, eu știu, sunteți într-un cuplu sau aveți o familie sau vă gândiți să oficializați o relație, să intrați într-o altă relație, dar vă mai gândiți încă în trecut, ideea este că orice faceți în momentul de față, orice ați ales până în momentul de față, cu cine sunteți în momentul de față, este calea cea bună. Balanță, rac, pești, vărsător, berbec, leu, sunt câteva dintre semnele zodiacale cu care ați putea să vă confruntați în această lună mai. Lucrurile se echilibrează din punct de vedere al carierei, să spunem așa, mai ales berbecii care au trecut prin niște suișuri și coborâșuri, s-ar putea ca lucrurile se echilibreze, să ajungeți la un numitor comun. Aici poate să fie vorba despre un compromis pe care îl puteți face pentru a avansa în carieră sau a face o mutare inteligentă în ceea ce privește munca voastră. În foarte multe situații, ori veți fi relocați, ori ați putea să primiți o ofertă de job în străinătate sau o ofertă, un parteneriat sau poate că chiar vă materializați un gând, acela de a începe o afacere pe cont propriu. Sau dacă o aveți, cu siguranță lucrurile se îmbunătățesc și din acest punct de vedere. Vin vești foarte bune în luna mai. Pare că aveți și o victorie, o mare reușită de care o să vă bucurați foarte, foarte mult. Cred că vi se recunosc meritele, o recunoaștere publică sau premii, chiar și în bani. Dacă nu jucați la loto, glumesc, mă rog, ghilimele de rigoare, cu siguranță există posibilitatea intrării în posesia unor drepturi sau poate că vindeți, cumpărați ceva, încheiați o tranzacție, în orice caz asta va aduce un mare, mare beneficiu și un mare, mare avânt dacă ne gândim și la siguranța, nu numai a zilei de mâine, siguranță pe termen lung din punct de vedere financiar. Cu alte cuvinte, s-ar putea să vă intre o sumă de bani frumușică, astfel încât să vă reușiți să plătiți și niște rate și chiar să faceți
următoarele investiții. Luna mai pare a fi pentru voi chiar o lună în care puteți aborda diferit lucrurile din punct de vedere investițional. Haideți să vedem cum stați și cu iubirea în luna mai. Voi, berbece, la ce să vă așteptați din punct de vedere al iubirii. Că tot mă gândeam la ceea ce se întâmplă aici în alege o altă direcție. Cred că foarte multor berbeci, că tot vorbeam de că li se recunosc meritele, s-ar putea să vi se recunoască și faptul că aveți dreptate. Împăcare pe linie de tată, paternă, să spunem așa, poate că aveți un conflict cu tatăl vostru. Poate că aveți un conflict cu familia voastră, părinții voștri, pentru că planul afectiv relațional implică și, eu știu, o împăcare cu rude sau cu familie, nu numai cu parteneri. Dacă cumva sunteți tată, așteptați-vă să primiți regretele, scuzele fiului sau fiicei dumneavoastră, astfel încât să reușiți să vă eliberați de un trecut ce conține această stare conflictuală, această stare de negativitate oferită cu generozitate, în ghilimele, de rigoare, de acest conflict. Cred că vă eliberați și de trecut, care conține o persoană, un partener, o iubită, că tot vorbeam de alege o nouă direcție. Aceste două mesaje coroborate povestesc despre faptul că se închide un capitol, se închide trecutul vostru, un trecut în care vă gândiți cumva la o persoană care a devenit în ultima perioadă pentru voi doar o himeră. O persoană care vă bântuie sau care v-a bântuit așa ani de zile. S-ar putea să nu meargă foarte bine cu această persoană sau, mă rog, această persoană poate că își vede de viață, merge mai departe pe drumul său. Ideea este că veți trăi, dacă veți alege o nouă direcție, veți trăi mult mai multă dragoste decât ceea ce trăiți în momentul prezent. Adică în momentul prezent, probabil că trăiți așa o anumită rutină, s-ar putea să nu fiți foarte împăcat sau împăcată cu relația pe care o aveți. Să lămurim ce înseamnă această, eu știu, iubire sau acest mesaj. Veți trăi mult mai multă iubire dacă veți alege o nouă direcție decât trăiți acum. Vreau să știu ce, așa ca și clarificare. Probabil că veți avea o relație în care vă veți face planul pe termen lung, de ce nu? Dacă sunteți într-o relație, probabil că Universul își dorește să vă transmită să mergeți mai departe, să oficializați relația. Poate o căsătorie ar fi absolut minunat să o faceți, necesar în sfârșit. O relație în care veți trece la un nivel următor, fază de uniune, nuntă, în sfârșit, o legătură de suflete, probabil că va dura toată viața cu renuirea jurămintelor. Deci cu cât stați mai puțin agățați de trecut și legați de o persoană care reprezintă pentru voi în momentul de față un target imposibil de atins, cu atât mai mult veți fi fericiți și, într-adevăr, într-o relație, căsătorie, uniune, oficializarea unei relații care va dura în foarte multe cazuri chiar până la finalul acestei vieți. În luna mai posibil să fie nevoie să luați niște decizii care nu au legătură cu planul acesta subiectiv pe toate planurile, inclusiv în planul carierei, inclusiv în iubire. Eliberează-te de tot ceea ce nu-ți mai este de folos și privește cu mai multă detașare, să spunem, situația în care te afli în momentul de față, alegând o nouă direcție și făcând compromis exact în locul în care tu, în momentul în care tu crezi că îți este de folos. Dar compromis cu în iubire, în tot ceea ce privește o fostă relație, aici eu cred că un compromis în ideea de a mai lăsa de la voi, de a mai da o șansă, de poate vine, poate revine, cred că sunt șanse destul de mici, poate un 20%. Încheiem cu un mesaj, să spunem, de iubire aproape personal pentru voi, nu este unul, sunt mai multe.
poate știi, poate nu știi, pe lângă tine există o persoană care este sufletul tău pereche, ești tu în oglindă. Și cred că urmează să ai o legătură sacră sau dacă o ai, fii fericit pentru că este legătura sacră, gândește-te la ce ai în prezent și lasă trecutul la o parte. Din nou avem acest inel, această promisiune din partea Universului că în curând viața ta amoroasă va trece la un alt nivel. Este al doilea mesaj care vorbește despre o fază de uniune, logodnă, cerere, căsătorie, trezire în cadrul cuplului, dacă este cazul. Redirecționează-ți gândurile. Practic, vedeți, sunt niște mesaje de confirmare. Focusează-te pe ceea ce îți dorești să ai în relație, nu pe ceea ce nu poți să ai în această relație, pentru că oricum nu s-ar întâmpla. Există anumite dificultăți în relația pe care o ai, probabil de asta sunt foarte mulți berbeci care tind cumva să fac o vizită sau mai multe vizite în trecut. Gelozie, de ce nu? Sunt și niște aspecte de gelozie, dar ar fi bine dacă poți să lași aceste probleme de gelozie la o parte, pentru că nu-ți servesc și din contră îți spun sau îți pui bețe în roate unei relații care are și va avea succes. Cam atât, dragii mei berbeci. În mare este vorba despre o lună. Eu am sintetizat-o cât am putut de mult, pentru că așa m-ați rugat. O lună intensă, o activitate emoțională intensă, cu eliberare de trecut și găsirea unor soluții pentru a trăi prezentul, pentru că aveți succes și, cum să vă spun, urcați din toate punctele de vedere, progres din toate punctele de vedere. Dar totul ține și de noi până la urmă, pentru că nu ne pică din cer. Vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi, la mulți ani tuturor celor care, sau mă rog, îi cunoașteți, care serbează zilele de naștere. Da, și cu educația, din punct de vedere al educației. Deci există și posibilitatea înscrierii unor cursuri, examene, le luați cu brio, cât îmi amint acum mesajul acesta pe final. Îmbrățișări, aveți grijă de voi și Doamne ajută!